Lunar, zeci de olteni trec pragul centrului de formare profesională din Slatina. Cei mai mulți dintre ei sunt șomeri, care au rămas fără un loc de muncă din cauza pandemiei. Pentru a nu pierde ajutorul de șomaj și pentru a învăța tainele unei noi meserii, oamenii participă la cursurile de formare profesională organizate de instituția olteană. Recent a debutat un nou curs, cel de electrician, întreținere și reparații. Care dintre dumneavoastră dorește, după absolvirea acestui curs, să și profeseze? O să vă rog să ridicați o mână. La modul sincer, da? Mă bucur, mulțumesc frumos! Olteni de toate vârstele sunt dornici să învețe această meserie și speră să se angajeze mai ușor în urma absolvirii cursului. M-am înscris, eu consider că este o mână întinsă de aje o femeie olt, pentru cei care se află în situația mea. Până lângă asta, dobândesc și o altă calificare, care chiar îmi place. Așa ca hobby am pasiunea de electrică și consider că mă ajută acest curs. Pe viitor vreți să lucrați în acest domeniu? Intenționez să lucrez, da. Sunt șomer de 3 luni de zile, am terminat post-liceala și apoi am intrat direct în șomaj și acum cursul ăsta zic că o să-mi ajute să caut să crezi un post ca electrician și să lucrez. De ce totuși această meserie? Meseria sau practic mai de mult că îmi place, dar n-am o calificare. Și cu ocazia asta pot să iau și o calificare și pot să mă angajez undeva ca și calificat. Am văzut ca o oportunitate treaba asta cu calificare și orice calificare în plus e bună, nu strică. În ce domeniu ați mai lucrat? Am fost operator la o stație de betoane. Ce s-a întâmplat? Am intrat în șomaj tot din cauza pandemiei. O altă sală de clasă, un alt curs de calificare care este la final, iar elevii susțin examenul. Acest curs a fost foarte frumos, am cunoscut oameni noi, lucruri noi. Și sper să mai vin aici, să mai învăț și alte lucruri. Profesorii sunt foarte deschiși cu noi, discută, ni se explică dacă nu știm ceva. Astăzi e examen? Emoții? Da. Sunt foarte emoționată, de abia aștept să văd subiectele și desigur să-mi iau diploma. Cel mai mult am învățat despre revisal, am lucrat foarte mult în revisal, am învățat despre codul muncii, și tot ce înseamnă ce ține de muncă, de salarizare. Ți-ai propus să lucrezi în acest domeniu pe viitor? Da, eu am mai studiat și la master, am avut un curs despre resurse umane și am zis să aprofundez acest domeniu. Crezi că te vei descurca la acest examen astăzi? Da, sigur că da. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, OLT, va organiza în luna mai 5 programe de formare profesională pentru 70 de persoane. Comunicare în limba română, infirmieră, lucrător în comerț, îngrijitoare copii, stilist unghii, sunt cursurile în care se pot specializa oltenii.